A fost incendiu la secția de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Județean Constanța. Încercăm să aflăm mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo de la purtătorul de cuvânt Alisu Dobrogea. Ana Maria Stoica, bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat acolo, cât de gravă a fost situația? Bună ziua! Într-adevăr, în urmă cu foarte puțin timp am fost solicitat să intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la etajul 4 la un bloc operator de la Spitalul Județean Constanța. Se pare că a fost un scurt circuit electric la dezumidificator. Incendiul a avut loc pe 40 de metri pătrați la blocul operator, acolo unde, când a izbucnit focul, erau patru cadre medicale care s-au autoevacuat, așadar, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost lichidat de pompierii de la serviciul privat pentru situații de urgență. Noi i-am alocat la fața locului autospeciale de transport victime multiple, două autoscări, patru autospeciale de stingere și două smurd, cu un total de 35 de pompieri. Și a fost cineva rănit? A existat vreo problemă din punct de vedere al victimelor umane? Așa cum a spus, din fericire nu s-au înregistrat victime. Suprafața este destul de însemnată, 40 de metri pătrați. Înțeleg că au intervenit așadar 35 de pompieri. Cât a durat această intervenție? V-am spus că a fost lichidat de serviciu privat pentru situații de urgență până să ajungem noi la fața locului. În momentul de față nu mai există niciun fel de pericol. Minute, pentru că colegii mei au ajuns foarte repede de la primirea apelului. Înțeleg. Mulțumesc foarte mult, așadar, blocul operator al Spitalului din Constanța, secția de chirurgie cardiovasculară, a fost cuprinsă de foc din cauza unui scurt circuit. Din fericire, focul a fost lichidat imediat, nu a fost nimeni rănit. Medicii, asistentele s-au autoevacuat, așteptăm să vedem mai multe informații, dacă existau și persoane, pacienți, mă refer aici, în blocul operator. Cert este că discutăm din nou despre scurt circuit în spital, în condițiile în care vă reamintesc tragediile cu care s-a confruntat România în ultimul an. Au fost, din păcate, mai multe cazuri, cum a fost Piatra Neamț, cum a fost incidentul și incendiul de la Matei Balș din Capitală, unde am avut 10 de persoane care au ars de vii sau care au fost în stare foarte gravă în urma incendiilor. S-a vorbit foarte mult atunci la Ministerul Sănătății despre controlele care se fac, din păcate, fără concluzii foarte clare. Iată că avem acum un nou incident la Constanța, din fericire, fără un deznodământ tragic, așa cum s-a întâmplat până acum.